În România există o localitate în care bărbații pot avea și câte patru neveste. Chiar dacă poate părea o glumă, nu este și aici lucrurile se petrec în tocmai. Între zonele cu obiceiuri mai aparte din țară, Bendea din județul Tulcea este în fruntea listei. În cartierul Bendea locuiesc aproximativ 1500 de oameni. Aici e singura zonă din România în care bărbații au mai multe soții și trăiesc după obiceiurile musulmane. De exemplu, nu doar căsătoria cu mai multe femei este permisă și cea între verișorii primari. Și da, dacă vorbim despre obiceiuri bizare, în Bendea sunt case în care stau și câte 50 de persoane. Dintre aceștia, mai bine de două treimi sunt de obicei copii. În cartierul din Tulcea, prețul pe care bărbații îl plătesc pentru o tânără domnișoară variază între 10.000 și 30.000 de euro. Diferența este dată de frumusețea fetelor. Cele mai scumpe sunt cele care au părul blond, culoarea asociată cu aurul. Ca urmare, mulți bărbați încă mai cred că vor avea parte de bogăție dacă se căsătoresc cu o femeie blondă. Cupețitul și negociatul se ocupă tații de băieți care aleargă prin comunitate după cele mai frumoase copile. Da, viitoarele nurori sunt minore vândute de părinții lor, după cum impune tradiția. În bende, adolescentele gata de măritat se vând la vârste foarte fragede, iar la 16 ani unele sunt deja considerate bătrâne. Locuitorii din cartierul Tulcean-Bendea nu au locuri de muncă, după că căsătoria tinerelor, fetele devin casnice și fac copii, iar familia se întreține din alocațiile celor mici, relatează adevărul.ro.